Am ajuns aici în vârful dealului, pe locul unde era ultimul aliniament românesc de apărare. Linia frontului românesc din vârful dealului Pleșu, în satul Iemțușor, unde o să mănăstire Neamț. Aici vedem o cruce în memoria eroilor. O cruce, da. În care se punea un candelabr, o candela sau icoană. Uitați, un castrat de copac, de timp. Asta are câțiva ani buni. Deci fierul e încastrat în, coaja copacului. În coaja copacului, extraordinar. Da, și asta e creasta aici, toată zona asta era cu cuiburi de mitraliere românești. Cuiburi de mitraliere românești, unități militare, potești de copacului, linii de legătură cu satul Iemțușor, comandamentul românesc. Acum, tranșeile românești aici. Căutăm tranșeile românești. Deci, spre stânga, jos e borta dracului. Luciana a găsit opa, un cuib de mitraliere, nu? Nu, nu cred că e o grupă de mitraliere români, două mitraliere. Aici. Da, 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 sub formă de U. Așa, erau grupe de mitraliere puși, unul, deci erau întins în prăștiet. După recuperarea frontului de către armata română, după ce s-au respins trupii rusești înspre Poiana și spre Groș și spre Lunca, pe Valea Moldovei, armata română a întărit poziția din vârful acestui deal. O tăiat copacii, brazii la înălțime de 2 metri, i-o așezat cu vârful în vale, i-o ascuțit cetinele în așa fel încât se pună sârmă ghimpată printre ele, baraj anti-infantier, armata rusă să nu mai poată să reatacă. O tăia pădurea cam pe 2 km, stânga-dreapta, cu copaci puși cu vârful în vale, ca să dea drumul la vizibilitate și în același timp să nu se poată relua atacul. Da. Că atacul se putea relua după o lună de zile. Ideea este că aici este oglinzul Poiana Lingurailor, aici este Valea Puleșă, Borta Dracului, în stânga e drumul de la Groș. Mănăstirea de la Groș a părintului Horga, cum arăt eu cu stânga, la vreo 3 km în stânga, atac despre Poiana Lingurailor în cam 2 km în dreapta, se formă un trunchi. Frontul s-a spart cam unde suntem noi. Suntem pe dealul Căprării, în spatele Nemțușorului, în spatele bisericii, pe aici o să filmez Căprăria, care a urcat și pe aici, practic, a avut loc spargerea frontului. Drumul armatei române, drumul armatei din pădure pe care tanchetele rusești au urcat în spatele frontului românesc, prin pădurea asta, Islazul Slatinii, cântarea de Slatină, culma dealului Pleș. Da, și am ajuns aici. Și din cauza bombardamentelor... Când s-a spart frontul, da, s-a ajuns la Nemțușor. Apărătorii români nu au auzit motoarele. Nu au auzit motoarele. Ce au fost, că dacă armata artileria rusă a bătut frontul românesc, se presupune că a bătut de la marginea pădurii Slatinii până în dosul mănăstirii Neamț, 6 lovituri pe minut, îți dai seama ce era pe aici, unde cădea vrona. Cădea din 30 în 30 de metri, bum, da, da, da. Bum, bum. Aia mergeau cu huruială. Ai văzut că, da, da, da. Uite așa, s-au auzit ca tractoarele astea. Nu îți dădeai seama. Mitralele, dacă păreau toată noaptea, s-o trezesc prin ziua cu ei în spate, că ziua au intrat, la 5-6 dimineața o spart frontul. Și deci lățimea de spargere a frontului a fost acolo, până într-un kilometru. Un kilometru jumate, pe strășel, da, și măsuri, da, da. Și urcat în vârful dealului, și s-a gustat. Da, da, da. Și aici ar fi fost drumul de serviciu din spatele frontului românesc. Deci drumul coboară la Lunca, în partea dreaptă, și la Nemșor, în partea stângă. Transportul se făcea cu cai. Cu cai feral. Muniții cu samari. Cu cai care au mâncare. Trupe românești de vânători de munte. Trupe românești de vânători de munte asigurat frontul. În spate frontul românesc. În dreapta este Nemșorul, mănăstirea Neamțurilor, Buna, Lunca, Nemșor, vânător Neamț. În partea stângă, Borta Dracului, atacul rus din Poiana Gros. Aici a fost oprit înaintarea rusă, în 7 iunie 44, după ce cu două zile înainte de 7 iunie, 4, 5 și 6, rușii ajunsese într-o primă fază la apa Nemțușorului. Îmi spunea un prieten meu care luptase aici, murit, că ei stăteau în tranșee românești la marginea Luncii și ei vedeau seara sub unități rusești, se retrăgeau la marginea pădurii Nemțușorului, dar nu trăgeau. La marginea satului. Nu, erau în spatele frontului românesc, dar ei se retrăgeau. Da, da, da. Dar nu atacau. Deci aici, în dealul Căprării, care e în față, au avut loc lupte
În pădure. Cam asta este drumul pe care a ieșit armata rusă în spatele frontului românesc în dimineața de 3 iunie 44. Deci dacă armata română era pe alineamentul stânga, tanchetele rusești pe aici au venit. Deci, și acum se denumește bombeac drumul armatei, de lângă Fântâna de Slatină, când pe neam am văzut noi tranșele în prima fază, urca pe aici tanchetele. Da, ce chestie. Da, și s-o trezit, deci tanchetele urcate în spate, armata română care era pe aici, s-a trezit atacat din spate, câte, cine știe, păi de-o furcat un regiment. Un alt prieten de-al lui Lucian. Fostul viceprimar de la Tarcău, domnul Luca, scătea morți din tranșele românești și le aducea în zona din cărcare în căruță. Asta era dar de... cu soldații români, nu? Soldații români, da, el era la echipele de care a morți. Pe drumul ăsta înainte mergem la Fântâna de Slatină la lungă. Aici înainte, ei. Până acum, ani urmă, existau sârmi ghimpate prin păduri care se vrede de ei. Vânătorii de munte și infanterie române se retrăsesc pe partea dreaptă a dealului prin Erdușor, făcuse borde aici, făcuse corpuri de gardă, întărise frontul, mitraliorii erau pus aici și așteptau, s-o așteptau 23 august. Pe dreapta vedem tranșeia. A, uite, asta e chiar adânc. Aici. Da, deci o cruce? Da, e o cruce făcută în căstătură pe pielea copacului. Da, veche, veche de tot. Uite, urme de cartușe, de gloanță, de zgârieturi, de ciopă, până sus. Stai că le pot lua. Mitraliere. De-a lui Căprăriei, Lucian găsește ceea ce căuta și anume o cruce de lemn, vedem cuiburi de artilerie. Ce e cu crucea asta de lemn? Eroi. Asta e o cruce făcută din niște, uite aici un mormânt al unor militari morți cu candele. Uite, candele pusă de cineva. Sunt o seminte aici. Și crucea asta scrie eroi. O-O-I-I eroii. Și candela și zici că s-ar putea să fie o seminte. Da, sau... sunt o seminte. Ines Vrânceanu cu găsită, profesor Vrânceanu. Da, și sub candela. Da? Băi, aici s-a făcut un mormânt că a ieșit pe niște ploi oase și sunt oase de militar. Armata română a avut tranșii în partea asta. Dacă vrei, ți le duc să le mai încolo la finis. Deci s-au adunat probabil morți și îngropat când dă de Domnul. Știi? Deci am ajuns la baza de nu, pe versantul dealul Căprăriei. Pe dealul Căprăriei, la bordele infanterii, armata română în apărare. Deci aici a fost bordele de infanterii. Cu tranșeu. Cu tranșeu. Se vede tranșeul în zigzag. Ei, de fapt, protejau în pol, nu orice lucru. Da, deci ei urcau din poiană de acolo. Sud, spre sud, spre Oglins, nu? Da, țigani, în gurare, aici. Și aici era, de acolo e clar, că știi cum era acolo? Era pusă bârnă de stejar. Cu greci, da, cu brazi de punct de, cu punct de comandă. Și s-a pus un punct de comandă pentru ei. Aici ori a fost muniți, ori a fost dormitor pentru ei. Deci până nu de mult, încă se mai găseau bârne. Bârne de stejar cu... care acoperau bordele. Suntem tot pe creastă, la nord de data asta, de dealul Căprăriei. Sunt urme de tranșee și undeva pe aici Lucian a găsit tuburi de cartușe. Deci ăsta era alineamentul de apărare românesc. Asta e drumul prin care cu căruții s-au dus morți la Cărbuna. A, la mănăstirea, la Schitul Cărbuna. Dar asta? Comună din fața Schitului. În zona asta, Lucian descoperă pe un vechi fag, o cruce făcută în memoria eroilor. Eu când aveam 12 ani, am văzut lângă părâul de Slatină, lângă fântâna de Slatină la Luncă, pe drumul care merge la Borta Dracului, pe marginea, pe marginea drumului Fagi, plin de cruci bătute de oameni prin păduri, la 5, 7, 12 metri. Cruci din lemn bătute pe axele cu fagiul. Cum așa? Da, de localnici. De ce așa de sus? La
Deci erau puse la 4-5 metri pe tulpină în sus, cruci bătute.